Mă gândesc că nu o să vă supărați pe mine dacă am să vă rog frumos să ne ridicăm iarăși înaintea Domnului. Și am să vă rog mai întâi de toate să ne îngăduiți să aducem un cuvânt de rugăciune după care am să citesc cuvântul. Cuvântul care se găsește în Ioan, capitolul 3, binecunoscutul text, începând cu cel din tâi verset, Iisus și Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Hristos, îți aducem ție slavă, Dumnezeu. Este o zi de har, o zi de îndurare. O zi pe care-i hotărât-o în viața fiecăruia dintre noi. Dacă stăm pe picioare, stăm pe ducătuniță. Dacă ne putem închina în pace și în liniște, este pentru că Tu veghezi asupra țării în care ne găsim. Te binecuvântăm, Stăpâni. Mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că putem în timpul care ne stă înainte să ne împărtășim din cuvântul Tău. Vă rog să deschizi inimii în dimineața aceasta. Vă rog să dai la o parte orice piedică. De multe ori vin gânduri în mintea noastră să ne depărteze de la ascultarea cuvântului Tău. Doamne, păzește-ne de orice gând potrivit. De orice prejudecată, dă-ne har să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos. Vă rog să binecuvintezi mult iubiții frați și mult iubitele surori. Mă rog să binecuvintezi și robul Tău, Doamne Dumnezeule, mai dau gura mea Duhului Tău cel Sfânt. Vreau să vorbesc în dimineața aceasta nimic altceva decât cuvintele lui Dumnezeu. Toată slava, gloria și cinstea, ție și numai ție în vecii vecilor ți se cuvine. Amin. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Amin. Vă rog frumos să ocupați locul. Ca întotdeauna timpul ne este potrivnic, dar poate Dumnezeu să îndură și mai oprește timpul ăsta în loc. Ceea ce mă rog în dimineața aceasta este ca dumneavoastră să fiți atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să vă vorbească. De fiecare dată Dumnezeu are un cuvânt și dacă te smerești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește într-un chip minunat. Vine și diavolul, să știi, că el nu se rușinează să vină când copiii lui Dumnezeu se adună. Nu s-a rușinat odinioară, nu se rușinează nici astăzi. Ceea ce mă rog în dimineața aceasta, mă rog ca în numele Domnului Iisus, el să nu poată să aibă nicio putere și să nu poată să facă nicio lucrare în locul acesta. Slava Domnului să umple locul acesta și dumneavoastră să fiți binecuvântați. M-am pornit de acasă. Deja am vorbit zilele trecute cu frumoasa mea soție. Zice, ai să faci imediat, intri într-a treia săptămână. Zic și ultima. Mai îngădui-mă și după aceea am să mă dorm acasă. Este prima dată când mă găsesc singur în afară din țară. Întotdeauna am mers cu cineva. Numai că de data aceasta lucrurile puțin s-au încurcat în dreptul unui frate și a trebuit să vin până la urmă singur. Vă mărturisesc, am mai mărturisit. Eram gata în joia dimineață. Eram la Oradea, eram gata să mă întorc acasă. Doamne, nu mă mai duc. Nu mă mai duc. Atâta drum, atâția kilometri. Când ai 20 de ani, nu-i simți. Când ai 30 de ani, îți place să conduci. Dar când sar de 45 de ani, deja lucrurile încep să se complice. Parcă nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că odinioară eram într-un fel, acum în alt fel. Dar nu putem să zicem decât slăvit să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu care întotdeauna ne poartă în carul său de biruință. Frații mei,
Amin, cu mare dorință, este adevărat, vă aduc salutul preibitului frate Ioan Panican, nu știu dacă l-a vizitat vreodată, nu cunosc. Dumnezeu m-a rugat să transmit salutul lui plin de dragoste peste tot unde merg, împreună cu preibitul frate Panican, ne găsăm la lucrarea școlii biblice Maranata, de mai bine de 10 ani de zile, o școală, dacă vreți, o șezătoare duhovnicească, unde vreme de o săptămână de luni până sâmbătă, în post, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în descoperiri dumnezeiești și în bucurii cerești, ne nu face nimic altceva decât umplem pasul acesta cu un de lemn. Mi-a încredințat Dumnezeu o misiune, am să vă spun la sfârșit, de altfel, în perioada 23-4 aprilie, la Galați, la Brăila, la Tichelești, la Focșani, nădăjduim și la Jilava și la, și la Rahova în penitenciarele acestea să putem să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Să putem să mergem acolo și să le spunem oamenilor să se pocăiască. Am o dorință înaintea Domnului. Nu v-am spus-o că n-au fost cauzele. Vă spun acum, tare mult m-aș bucura să-l pot întâlni pe Cică Popescu la penitenciarul din Rahova și să pot să-i spun că Dumnezeu are o cunună pentru el care nu stă veștejește. Odinioară a fost în vârf, acum este în vale. Cumva viața noastră se aseamănă, bineînțeles, la scări diferite. Și eu, odinioară, am fost în culmea gloriei. Eram unul dintre cei mai cunoscuți grei României, când a trebuit să mă trezesc într-un penitenciar. Numai că acolo mâna lui Dumnezeu s-a întins, slăvit să fie Domnul. Amin. Și dintr-un sportiv de performanță a făcut Dumnezeu un alergător de performanță spre Împărăția Cerurilor. Mulți iubiții mei frați, mulțumesc Domnului din toată inima că mi-a îngăduit și m-a ajutat să ajung în locul acesta și preiubitorii frate Mihai și dumneavoastră fiecăruia. Ceea ce îmi doresc este ca la sfârșitul timpului petrecut în locul acesta noi toți să recunoaștem că ne-am întâlnit cu Domnul. Am un obicei ce mult m-a încurajat pe mine când cuvânt nu scrie cine are voce bună să laude pe Domnul. Scrie așa, nu știu cât mă băga. Ce bine că nu scrie cine este talentat să laude pe Domnul. Păi dacă scrie așa, așa, n-am făcut nicio școală de muzică, n-am făcut nimic, talentat nu sunt. Dacă n-am găsit că scrie cine are inimă bună să laude pe Domnul, am zis, Doamne, binecuvântat să fii aici pentru că Tu ai pus în pieptul meu inimă bună. Am să încep după aceea într-un cuvânt, în timpul acesta, cu această cântare pe care eu de multe ori o cânt. Știți ce fac când călătoresc singur cu mașina? Mă rog și când. Mă aud de Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Amin. Mai trece câte unul să mă uită așa mirat, că mă rog așa, mai cum mă rog în mașină, mai și când, mai aleluia. Și mai trece câte unul să uită, dam casca aia de la telefon în ureche, zice, oare cu cine se certă ăla? Uite cum face, uite cum gesticulează. Frații mei, cântarea aceasta îmi place tare mult, am cântat-o de multe ori și o cânt și în dimineața aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Astăzi vin din nou la Tine, Doamne Dumnezeul meu, și eu cred că pasul acesta l-am făcut prin harul Tău. Și eu cred că pasul acesta l-am făcut prin harul Tău. După o lungă pripecire, prin pustie și păcat, astăzi stau din nou, Iisuse, jos sub cruce genunchiat. Bun
Într-o zi s-au întâlnit patru orbi pe care Domnul Iisus Hristos i-a vindecat. Și unul dintre ei se ridică și zice, vreau să vă zic care e credința cea adevărată, să știți că alta nu este. Când te vindecă Iisus, îți zice doar atât, credința ta te vindecă. Al doilea se uită la el. Păi dar nu este adevărat așa ceva. Îți spun eu care e credința cea adevărată. Când te vindecă Iisus, îți pune mâinile pe ochi și vezi imediat. Asta e credința cea adevărată. Al treilea se ridică azi. Nu e adevărat. Este nevoie de două atingeri. Pentru că dacă te atinge numai o dată, vezi oamenii ca și copacii. Abia când te atinge a doua oară, vezi desluși. Al patrulea, s-a ridicat, s-a uitat la ei și le-a zis, voi toți sunteți niște sectanți. N-aveți niciunul dintre voi dreptate. Vă spun eu care e credința cea adevărată și alta nu este. Când te vindecă Iisus, scuipă pe pământ, face tine și îți unge ambii ochi. Apoi te trimite la scăldătoarea Siloamului ca să te speri acolo și ai să vezi. Te duci la alta, te duci degeaba. N-ai să te vindeci. Numai dacă te duci la scăldătoarea Siloamului, ai să te vindeci. Totul a degenerat într-o ceartă extraordinară. Fiecare și-a făcut partida lui și s-au despărțit. Nu după multă vreme i-a întâlnit iarăși Domnul Iisus Hristos și i-a întrebat. Le-a spus mai întâi, nu v-am vindecat eu pe fiecare dintre voi așa cum am crezut de cuviință? Unul i-am zis credința ta te-a vindecat, altul i-am pus mâna pe ochi odată, altul i-a de două ori. Și la altul am scuipat pe pământ și am făcut tină și a văzut. V-am trimis la scălătoarea Siloamului și a văzut. Nu se cuvenea că atunci când vă adunați, atunci când vă întâlniți, să-mi aduceți slavă, să-mi aduceți glorie, să-mi aduceți mulțumiri și să fiți împlinitorii cuvântului pe care vi l-am lăsat? Amin. Mult iubiții mei, frații, asta se întâmplă în zilele noastre. Întâlnești pe unul, a, zice, stai că zic eu cum să crede Dumnezeu. Întâlnești pe altul, a, zice, nu e așa. Dacă nu faci asta, nici să nu te gândești. Și parcă de ani de zile o ținem într-o ceartă și o ținem într-o dispută unii cu alții. Domnul Iisus Hristos n-a coborât din ceruri ca să-i facă pe oameni mai buni. N-a coborât pentru asta. Domnul Iisus Hristos n-a coborât din ceruri ca să schimbe religia cuiva, să-i scoată dintr-o religie și să-i bage în altă religie. Nici pentru asta. Pentru un singur motiv a coborât Domnul Iisus Hristos din cer. Ca să-i nască pe oameni din nou. Ca să-i nască pe oameni din Dumnezeu. Adevărat, adevărat, îți spun că cine nu este născut din apă și din Duh nu poate să vadă și nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Mult iubiții mei, frați, îmi doresc din toată inima mea ca la sfârșitul timpului pe care îl vom petrece aici să răspunzi în dreptul tău dacă ești un suflet născut din nou. Altfel, n-ai să vezi și n-ai să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Oricum te-ai numit, orice religie ai avea, orice slujbă ai avea în biserică, dacă nu ești născut din nou, următorul pas este în locuința morților într-un loc de chin și de mare suferință. Și ceea ce mă uimesc, ca unul care călătoresc foarte mult, ca unul care merg în multe locuri și văd multe și multe, văd, dar îngrozit cum adunările noastre s-au umplut de oameni nenăscuți din nou. Vin și cântă în față, dar ei nu sunt născuți din nou. Păi cântarea ta nu atinge absolut pe nimeni. Este doar așa o formă de spectacol, dacă vrei. Este doar așa o formă de evlavie, dar îi tăgăduiești puterea. Vin astăzi unii și aduc o slujbă în casa lui Dumnezeu, dar nu sunt născuți din nou. Și lucrul acesta, nu numai că lor le este dăunător, dar este dăunător și celor care ascultă, pentru că pur și simplu, tu împarți sau dacă vrei aduci la altarul Domnului un alt foc. Uitați-vă la textul acesta, este un text atât de bine cunoscut, ceea ce m-a impresionat atunci când l-am citit, de fapt, am descoperit, am gândit la cuvântul acesta, uitați-vă ce spune Nicodim. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Una este să știi, alta cu totul altceva este să crezi. Ferice de tine că știi, dar mai ferice dacă faci voia lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos. Și astăzi mulți oameni știu despre Dumnezeu, dar nu cred în Dumnezeu. Una este să știi și cu totul altceva este să crezi.
A crede în Dumnezeu înseamnă a face voia lui Dumnezeu. A crede în Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă a înțelege bine care este planul pe care îl are cu viața ta. Acum am auzit aici la dumneavoastră că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți modul în care m-am întors la Dumnezeu. N-am să spun multe lucruri, decât doar atât că era o dimineață a primăverii anului 1994. Eram în celulă, într-o celulă dintr-o închisoare din Germania. Eram într-o închisoare din Braunschweig. Și acolo, în închisoarea aceea, în dimineața aceea, primăverii anului 1994, m-am ridicat din așternut la ora 5 dimineață cu mare dorință în inima mea să mă rog lui Dumnezeu. Auzisem Evanghelia vreme de câteva luni de zile, citisem de mai multe ori Noul Testament și atât de mult am vrut să-i spun o rugăciune lui Dumnezeu. Și m-am pus pe genunchi. Numai că am constatat că din gura mea nu iese niciun cuvânt. Mă stăteam să mă gândesc cum să formulez, ce propoziții să găsesc. Stăteam să mă gândesc la un cuvânt din gura bărbatului pe care l-am auzit, cel care mi-a vestit Evanghelia în acel benedicția. Nimic! Dragii mei, nu știu să vă zic exact în ce dimineață, n-am renunțat, țineam Biblia la piept și stăteam pe genunchi să mă gândesc cum aș putea să mă rog lui Dumnezeu. Când deodată am auzit înăuntru meu ca și cum cineva de lângă mine mi-a spus: tare, deschide cartea pe care o ai în mână. Un gând extraordinar care mi-a inundat întreaga ființă și am deschis cartea. N-am știut unde deschid. Acolo s-a deschis prima dată, m-am uitat în partea dreaptă, acolo s-a dus privirea prima dată și am văzut un titlu mic, Psalmul 119. Și gândul acela care mi-a zis deschide cartea îmi spunea acum începe să citești de aici. Și am început să citesc. Fericit de cei fără prihane în calea lor, care umblă întotdeauna, nu după furat în Germania, nu după lucrurile lumii astea, care umblă întotdeauna după legea Domnului, slăvit să fie Domnul. Amin. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută, nu la Paște și la Crăciun, nu câte o zi de duminica, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Ajung în versetul cu numărul 8. Și am început să plâng ca un copil. Vreau să păzesc orândurile tale. Nu mă părăsi de tot. Și era o dorință mea. Mă gândeam, Doamne, dar cine a pus aici așa ceva? În dimineața aceea am citit toate cele 176 de versete. De fapt, nu le-am citit că m-am rugat cu ele, ale Psalmului 119, după care am văzut că încep să mă rog cum n-aș fi vrut să mă rog niciodată. Niciodată. Până atunci l-am rugat pe Dumnezeu în fiecare zi, scapă-mă, 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 scapă-mă de la această închisoare. În dimineața aceea, după ce am citit toate cele 176 de versete, am pus Biblia pe pat și am văzut că încep să mă rog așa. Doamne, te rog din toată inima mea să nu cumva să mă scap de închisoarea asta. Doamne, ține-mă aici cât vrei Tu, nu are importanță când. Dar, Doamne, vreau ca aici cât stau să învăț să Te iubesc. Să învăț, Doamne Dumnezeule, să trăiesc o altă viață. Am 24 de ani și am ajuns în închisoare, Doamne. Nu știu să vă zic ce mă mai rugam. Dar știu să vă zic și Domnului martor. Când m-am ridicat de pe genunchi, am zis amin. O bucurie mi-a inundat întreaga ființă când mi-a venit să stic cât mă ținea gura. Sunt cel mai fericit om de pe pământ. N-am strigat, mă duceam în altă parte. Vreau să vă mărturisesc când gardianul a deschis ușa și a spus la fraiști unde mi-a venit să mă îmbrățișez. Să-i zic, Domnule, Te iubesc din toată inima mea și vreau să-ți spun că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale. Nu am făcut nici asta. Mă gândeam ăsta o să zică că nu sunt sănătos, că am înnebunit. Dragii mei, a urmat acolo clipe extraordinare. A urmat acolo luni de zile în care, vă spun sincer, mă trezeam cu bucurie dimineața și laud pe Dumnezeu că bucuria aia nu s-a stins. Aleluia vecii vecilor. Vă spun sincer, mi-au scotocit celula. Mă trezeam dimineața la ora 5, citeam din cuvântul lui Dumnezeu, mă rugam și când gardianul deschidea ușa, dar așa încet, eu îl salutam, Good morning, Herr! Să speriam, ce-i cu asta? Se uitau la mine, fața mea, era plină de sâmbet, plină de bucurie și a zis, nu se poate să faci ceva, mi-au scotut și celula. Dar ce căutați? Păi zice, nu folosești nimic? Ba da, ce? Zic, uite asta. Asta e cartea pe care o folosesc. Amin. Și asta e cartea din care mă hrănesc. Și cartea asta mi-aduce, că ați citit în Psalmul 45, cuvinte de farme, clocotesc în inimă, aleluia, aleluia, pentru El împăratul cerurilor. Dragii mei, în acea dimineață, Duhul Sfânt m-a născut din nou și m-a dus la o altă viață.
N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care Duhul Sfânt te naște din nou, valorile tale se schimbă. Valorile pământești iau locul din urmă și vin în viața ta valori cerești și dumnezeiești. Frații mei, am petrecut acolo în cele din cear 2 ani și o lună. Nu de mult am stat de vorbă cu un preot. A, era și am furiat. Zice, ai făcut seminar, a făcut. Ai făcut teologie. Doctorat ai, da. Masterat, am și masterat. Tot am. S-a uitat, s-a blocat. Dar unde l-ai făcut? Păi zic, în Germania. Acum nu i-am zis că și în închisoare, că sunt tulburat, să știți. Trebuia să stau mai mult de vorbă cu el. Dar eu vă spun sincer că n-am mințit. N-am mințit absolut deloc. Am făcut seminar, institut teologic. Dar știți cum? Am avut cel mai extraordinar învățător. Care era? Autorul acestei cărți. Știți cine este autorul acestei cărți? Duhul Sfânt. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și nimeni mai bine ca Duhul Sfânt nu te poate învăța ceea ce scrie în cartea pe care El a insuflat-o. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Frații mei, valorile se schimbă. M-am întors acasă în România. Și vreau să vă mărturisesc un semn. Ordinea este, nu este chiar, este aleatorie, da? Am să vorbesc un pic așa, pe sărite, dar dumneavoastră o să mă înțelegeți foarte bine. Dragii mei, unul din semnele pe care un om născut din nou îl are în viața lui, este că el nu mai aleargă după lucrurile pământului ăstuia. El nu se mai ocupă cu lucrurile pământului. Dacă până ieri inima era legată de pământul ăsta și făceai tot ce stă în putință să o duci mai bine, să ai o mașină frumoasă, să-ți faci o casă frumoasă, tot ce înseamnă pentru pământul ăsta, omul născut din nou schimbă valori, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El te naște din nou prin această binecuvântată apă, sau dacă vreți, sămânță, care este cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceasta te naște Duhul Sfânt din nou. Omul născut din nou caută cu toată inima împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. M-am dus la cei care odinioară, am fost cu ei, aveam 27 de ani când m-am întors în țară, eram bine antrenat și antrenorul meu care era în biroul federal al Federației Române de Box a spus: Vasile, poți să prinzi Olimpiada de la Atlanta în anul 1996, a fost Olimpiadă. Orice sportiv de performanță dorește atât de mult să prindă o Olimpiadă, mai ales dacă este și în America. Vreau să vă mărturisesc că n-a fost ușor. N-am spus din prima, eu nu mai boxez. A fost luptă, îmi puneam geanta pe umăr să mă duc la antrenament. Inima mi s-a întristat de moarte. Doamne, ce fac? Mă întorc la lucrurile alea. Nu merge. O frământare, o luptă extraordinară. Și m-am dus la proroc. Cel mai bun proroc, care nu te minte niciodată. Uite. Nu te minte niciodată. Și îți vorbește, dacă inima ți-e deschisă, punct ochit, punct lovit. Și am întrebat prorocul și prorocul mi-a zis așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Dacă va nimici cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Păi boxul e pe pumn. Păi îi pun la nivelul capului, îi pun la nivelul corpului și după aia zice: au ficatul, au capul, au... Păi nu merge. Păi dacă Dumnezeu ți-a dat sănătate, trebuie să ai grijă de ea. Că mă uit astăzi ca o paranteză, da să nu mi-o luați în nume de rău, eu îmi fac datoria să vă zic cum să distrug frații, mă duc pe în casă la ei, dar zic, ce-i minunea asta? Păi zice, Coca-Cola, ia-o, zice. Dar asta și-i fantă, ia-o și pe asta, zice. Pe asta te nenorocești. Îți distruge colonul, îți distruge ficatul, îți distruge stomacul, te distruge. Și Dumnezeu ți-a dat sănătate ca să ai grijă de ea. Tu nu înțelegi. Și zice, oare fi glasul din grădina Edenului? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? S-aude și astăzi în multe locuri. Da, preibită frate Panican are o vorbă. Capul face, capul trage. Dragii mei, un alt cuvânt pe care mi-a vorbit prorocul a fost din Romani. Nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Păi te duci acolo și te bați, te antrenezi. Când îți dă unul o palmă, ai de mine, dar nu întorci niciodată obrazul ăla. Că vă spun eu din experiență. N-ai cum să... Păi ești antrenat? Păi cum? Odată? Când zici box, zici duritate. Zici răutate. Hai să-ți dau o bătăință cu Duhul Blândeții. Ai văzut așa ceva? Nu există așa ceva. Când zici box, zici
Nu se poate, ești dușmanul, ai dușmanul tău, dacă nu e așa, nu greșești nici. Când zici Dumnezeu, zici dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, bunătate, blândețe, înfrânarea poftelor. Asta zici când zici Dumnezeu. Dragii mei, am zis, maestre, nu mai pot. I-am zis, domnul profesor, nu mai pot. Păi măi, dar nu-ți dai seama, olimpiadă, îmi dau seama. Dar uite, zic, în închisoare am citit o carte și din ținta aia pe care o avem odată s-a schimbat, am o altă țintă, să ajung în cer la Dumnezeu. A, ăsta nebunit, slăvit să fie Domnul. Știu că înaintea ta a zis-o Pavel, noi suntem nebuni pentru Hristos. Dragii mei, Dumnezeu mi-a dat har să pot să renunț la sportul de performanță. Unde să mă angajez, Doamne? Am lucrat în Ministerul de Interne. Am fost un pic la, în curtea lui Dinamo. Și unde puteam să mă angajez? Trupele Dias. Mască pe ochi, pistol în mână, pune-l jos, rupi mâna, pune pistolul în ceafă. Nu merge. Păi cum nu merge? Că asta nu mai pot să fac așa ceva. N-ai cum. Dacă faci ceva, trebuie să îi rup și altceva. Și nu merge, frații mei. Și atunci am zis, Doamne, dar ce să fac? Te rog, spune-mi ce să fac. Și Duhul Sfânt mi-a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Ce veți mânca? Ce veți bea? Și cu ce vă veți îmbrăca? Vi se va da pe deasupra. Baiul este că noi nu ne mulțumim cu asta. Vrem mai mult. Vrem mai mult. Și acolo se încurcă rău lucrurile, tare rău. Uite, vino să lucrezi în via mea, am de lucru cu tine. Da, Doamne, unde vrei să vin? Uite, în penitenciarul ăsta, m-am dus în penitenciarul din Galați. Am început să vestesc Evanghelia, am văzut lacrimi în ochii oamenilor. Am văzut cum oamenii au început să ceară Biblie și unii s-au întors la Dumnezeu. Vino să lucrezi aici, eu am să spor de grijă. Sunt mai bine de 15 ani și El poartă de grijă. Binecuvântat să fie Domnul. Mulțumiți-mi, mei frați, omul născut din nou, caută cu toată inima împărăția cerurilor. Apoi, dragii mei, omul născut din nou iubește tare mult să se uite într-o oglindă. Omul născut din nou iubește tare mult cuvintele scrise în cartea aceasta. Nu poate să stea fără el. Mă uit astăzi prin multe adunări și vreau să vă spun sincer, eu vă spun cu sinceritate, nu vine să cred ce văd. Mă doare atât de tare inima când văd că diavolul, când văd cum diavolul îi păcălește pe unii și pe alții. Mă uit astăzi în casa lui Dumnezeu și citesc în cuvântul lui Dumnezeu, podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Și eu mă uit, dar de unde? Și sfințenie? Mă, mai degrabă moda. Și vezi astăzi atâtea lucruri și nu se cade să fie așa ceva. Fraților iubiți, eu vă spun cu toată ființa și cu toată inima, am fost sportiv de performanță. Dacă îi spuneam antrenorului meu, domn profesor, dar de ce să urc cu ghetele box în picioare? Eu vreau skill. Dar de ce să iau mănuși de box în mână? Eu vreau un ciocan. Dar de ce să pun casca aia, la amator se punea casca aia? Eu vreau o cască de mine. Nu merge să faci cum vrei. Pentru că sportivul de performanță, în speță, boxerul de performanță, are un echipament. Păi, frați și surori, copiii lui Dumnezeu au un echipament. Dar vedeți dumneavoastră, echipamentul îl găsești aici. Nu merge să faci tot ce vrei. Mă uit astăzi la unii, păi și aia, nu merge să... În sportul de performanță care l-am practicat, păi nu mă puteam duce și eu la discotecă seara? Cum să nu? Păi colegii mei, mulți dintre ei, zice, hai la... Păi, dar nu merge. Cum să hai la? Păi mă duc, am o țintă, am un turneu. Eu vreau să ajung unul din sportivii de frunte ai țării. Și pentru asta trebuie sacrificiu. Trebuie multă disciplină. În cer pe flor nu vei fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Mă uit astăzi, eu vă spun cu drag, cu mare drag. Mă uit astăzi și văd cum diavolul folosește, și tare trist că folosește copiii lui Dumnezeu. Am fost în atâtea locuri și am văzut multă senzualitate în casa lui Dumnezeu. Știi de ce nu știi să te îmbraci? Că trebuie să... A, dar stai că tu ești... Fraților, eu vă spun ce scrie aici. Dacă vă spun altceva, vă rog frumos să nu primiți, dar eu vă spun ce scrie aici. Este scris cum trebuie să se îmbrace femeia și este scris cum trebuie să se comporte bărbatul. Este scris aici, în cuvântul lui Dumnezeu.
Mă uit astăzi cu multă durere și mă gândesc, dar oare sora aceasta nu știe cuvântul care spune și nu l-a spus oricine, l-a spus Hristos, binecuvântat să fie El. Este cu neputință să vină prilejul de păcătuire. Dar vai de cel prin care vine. Păi când ies din casă, eu trebuie să mă uit într-o oglindă. Trebuie să mă uit și în oglinda aceea, dar trebuie să mă uit și în oglinda aceasta. Și în oglinda aceasta îmi arată lămurit cum trebuie să mă comport, dacă vrea să atrag privirile lui Dumnezeu. Și ea și eu vă spun cu toată inima mea, m-am rugat Domnului, am pășit în țară, m-am rugat cu inima, toată inima lui Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa vreodată să predic Evanghelia pentru un câștig mărșav, nu mă interesează. Nu mă lăsa să predic vreodată Evanghelia să gândi-l pe cineva. Eu nu mă supăr dacă la sfârșit îmi ziceți, frate, uită adresa, nici nu știu că m-a adus un frate. Dar eu nu mă supăr, să știți că nu mă supăr. Dar vă rog fierbinte, pe unii dintre dumneavoastră, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amen. Frații mei, în țări musulmane, în 2015, copii de 12 ani, 14 ani sunt decapitați pentru Hristos. Amen. Știți ce îi întreabă? Dacă zici că tu crezi în Dumnezeu, în Iisus, în Joshua, capul ți-a zburat de pe oameni. Dacă crezi în Mahomet, ești liber să trăiești. Și am citit cu ochii mei în evenimentul zilei. Au spus, fără să clipească, noi credem în Joshua. Și au fost decapitați. Păi cum vei sta alături de cel care și-a dat viața? Tu nu poți ca să mai adaugi un material la ceea ce trebuie să adaugi. O bucată de material. Și zici, aia, nu, și de tot în furii, și de tot aia. Frumoasa mea soție, când am ajuns acasă, nu era întoarsă la Dumnezeu. Am stat de vorbă cu ea și am zis, dragostea mea, când Dumnezeu vine în tine, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în tine, te preface într-un alt om. Te preface într-un alt om. Nu mai poți să fii niciodată același om. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Eu vreau să-i plac lui Dumnezeu. Știți câți colegi de mei m-au făcut nebun? Dar ce importanță are? Știți câți la Galați s-a scris pe ambele pagini ale ziarului local Vasile Tofan, un tip interesant, înger din aluat de Golan. M-am interesat, m-am mirat titlul ăsta, dar m-am bucurat că acolo s-a predicat Evanghelia. Pentru că i-am spus, spune exact cum îți spun eu. Frații mei, noi am fost chemați să fim martori ai lui Iisus Hristos. Dar dacă nu suntem născuți din nou, n-ai cum să trăiești viața aceasta. Și din nou te naște Duhul Sfânt prin cuvântul, prin cartea aceasta pe care El a lăsat-o, El te naște din nou. Dacă tu te smerești, dacă tu, soră, te smerești. E vorba de smerenie. Eu vreau să plac celui care m-a chemat la oaste. Eu vreau să plac celui care și-a dat viața pentru mine. Și pentru asta, eu trebuie să întreb pastorul, că astăzi sunt atâtea întrebări, mă întreabă și pe mine unii. Păi cum să fac așa? Păi cum să... Păi ce mă întreb pe mine? Ia uite cartea. Pe cartea aceasta a spus Dumnezeu că din cartea aceasta cel care citește nu se poate rătăși. Nici el fără minte nu se rătăcește dacă o citește. Păi întreabă pe el. De ce mă întreb pe mine? Întreabă pe Dumnezeu. Cum trebuie să trăiască un copil al lui Dumnezeu? Frații mei, eram în acel penitenciar. Și vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu m-a născut din nou, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la o viață, la o lepădare de sine. Da, sigur că unele lucruri nu-mi place. Vara, când toată lumea se dezbracă, eu umblu îmbrăcat. E cald. Transpir. Tot se dezbracă. Un copil al lui Dumnezeu se îmbracă, nu se dezbracă. Dezbrăcarea este o atitudine demonică. Citiți Marcu, capitolul 5, să vedeți îndrăcitul din Gadara cum umbla, dezbrăcat. Dacă tu duci în păcat pe altcineva, într-o zi El, Dumnezeu, îți va cere socoteală. Dacă tu faci pe unul din acești micuți să păcătuiască, mai bine ți-ai lega o piatră de moară și te arunca în mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo, în acea închisoare, Dumnezeu mi-a dat har să mă lepăd de sine. Mi-ar fi plăcut să fiu campion mondial. Mi-ar fi plăcut Francis Vaștag, Mihai Leu, Leonardo Roftei, colegii mei de odinioară. Unii dintre ei au ajuns campion mondial. L-am văzut pe Roftei, am fost în lot cu el. Am fost la mai multe turnee, a ieșit campion mondial. Nu vă spun că un pic în inima mea au început lucrurile să tulbure. Și m-am gândit, Doamne, dar puteam și eu. Și a venit în ajutor Duhul Sfânt.
Și a zis, tu ai o altă corună. El e campion mondial. Dar într-o zi, centura asta de campion mondial îl va putea scăpa de mânia viitoare? Când pământul se va clătina, când munții se vor face văi, câmpii, centura aia de campion îl va putea scăpa pe Doroftei, pe Leonard Doroftei, pe Mihai Leu sau campionii și amândoi? Nu. Te va putea scăpa cel în care ți-ai pus nădejde. Hristos. Frații mei, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit. El a venit din ceruri. Doamne, dar de ce și cunună de spin? Pentru că sunt rege. Și o rege poartă cunună. Da, ei mi-au pus cunună de spin. Cununa mea este în slavă. Doamne, dar de ce te-ai născut într-o este? Nu puteai într-o casă normală. Uite așa a ales El. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de abogat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Frații mei, vedeți dumneavoastră, cartea trebuie să o mâncăm. Prin cartea aceasta, Duhul Sfânt te naște din nou. Numai că știți ce mă uit astăzi? Diavolul are o tehnică fantastică. Și am auzit și în dimineața aceasta, dar trag nădejde cel care a spus-o, să pună la inimă în dimineața aceasta, o să vă spun că cei care v-ați pocăit și sunteți născuți din Dumnezeu, nu sunteți păcătoși. Să nu mai pomeniți niciodată asta, că îi dați mare satisfacție satanii. Satana abia așa ce ești păcătos. Păi un păcătos ce face? Vă spun ce face un păcătos. Un păcătos păcătuiește. Dar un sfânt se sfințește. Dacă ești născut din Dumnezeu, vreau să spun în dimineața aceasta și o știi bine, Dumnezeu este sfânt, sfințească-se în numele Lui. Și cel care se naște din Dumnezeu nu poate să păcătuiască. Pentru că este sfânt. Cum, frate? Ce vrei să zici? Nimic altceva decât ce scrie în 1 Ioan, capitolul 3, versetul cu numărul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Incredibil. Cum vine treaba asta? Frate, eu nu spun decât ce scrie în cuvânt. Nu spun nimic altceva. Și știi bine că în cuvânt scrie așa. Cel născut din Dumnezeu nu persistă în același păcat și se bălăcește toată viața. Ai 5 ani de când te-ai pocăit, 10 ani, 15 ani și ești în același păcat. Bârfești la fel, clevetești la fel, vorbești de rău, judeci, le faci pe toate. Păi, dragul meu, dacă ești născut din Dumnezeu, trebuie să ieși de mocirea. Cel născut din Dumnezeu nu continuă să păcătuiască la nesfârșit. Și să sfințește. Dar cum? Haideți să vă citesc cum. Știți Roman, capitolul 6, versetul 19. Când asta cunoaște Scripturile, nu vă citesc altceva. Roman, capitolul 6, versetul cu numărul 19. Vorbesc omenește. Din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că să vârșați fără de legea, tot așa acum. Trebuie să vă faceți mădurarele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Cum vine treaba asta? Păi hai să-ți spun cum vine. Odinioară te uitai la tot ce cuprindea. Filme peste filme, glume peste glume, show-uri peste show-uri. Te uitai la tot ce dădea lumea asta. Dar când te-ai născut din Dumnezeu, nu mai poți să faci tot ce vrei. Fă mădularele acestea, roabe, ale lui Dumnezeu. Adică începe să privești în cartea aceasta mai mult decât ai făcut-o până acum. Începe să te uiți în oglinda aceasta. Haideți să vă spun ceva să mă înțelegeți mai bine. Eram sportiv de performanță, nu știu câți știți din box, dar îmi cere tare că fac un pic analogia asta, dar o să vedeți cât de bine prinde. Când încep boxul de performanță, antrenorul te pune în fața unei oglinzi. Și în oglinda aia te să înveți să dai stânga, să dai dreapta, să dai toate loviturile care sunt. Chin. Atât de greu, că nu știi tu să dai stânga din prima. Și dă-i, azi, și dă-i, și stai o oră acolo, și stai o oră jumate. Dă-i stânga, stânga. Până nu știi să dai stânga bine, nu treci să dai și dreapta. N-ai cum să treci. Că astăzi băgăm multe predici în cap, nu împlinim nimic. Și trecem mai departe și ne mirăm cum suntem. Trebuie să înveți să dai bine stânga. Stai în oglinda aia. Atât de plictisitor curge transpirația pe tine. Dar trebuie să stai în oglinda aia, să-ți vezi greșelile. Haideți să vă duc pe plan spiritual. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului.
Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, spune 2 Corinteni 3, 18. Frații mei, dacă stai în fața oglinzii care dă tot ce mișcă în lumea asta, te miri că ai depresie, ai depresie pentru că ai deschis televizorul și te uiți la știri. Și știrile sunt emisiuni de teroare psihică, drag după drag, nu numai că ți-intră în casă, ți-intră și în minte. Și azi nu mai ai bucurie. Vii la casa Domnului, nu mai simți nimic. Bucurie, nimic, absolut. Schimbă oglinda. Începe să te uiți în oglinda asta. Dragii mei, nu putem să facem tot ce vrem. Vedeți dumneavoastră, trebuie să facem mădularele acestea roabe ale neprihănirii ca să ajungem la simțirea noastră. Odinioară când eram sportiv de performanță, făceam sacrificii uriașe. 2000 de flotări la un antrenament. 2000 de flotări. 50, serii de 50. Nu odată. Da, să nu vă speriați. Serii de 50. Făceai 50, un minut pauză, 50, un minut pauză, 50. 2000 de flotări. Ah, ce dureau brațele. Ah, nu mai puteai de abdomen. Dar aveai o țintă să ajung campion. Sunt sacrificii și pe plan spiritual. Nu merge fără sacrificii. Este imposibil. Nu te păcăli să crezi. Vii aici, cânti, nu știu ce. Dar cum trăiești în cursul săptămânii? Acolo este greutate. Luni, marți, miercuri. Vedeți, venim aici și cântăm. O cântare de mărire am în inimă mereu și tu acasă nu cânti odată. Și cum adică e o cântare de mărire în inimă mereu? Tu în cursul săptămânii nu cânti odată. Nu te interesează cuvânt? În multe familii altarul duhovnicesc nu mai e. În multe familii soțul nu cheamă soția și copiii să citească, să se roage, să cânte și să laude pe Dumnezeu. Ia într-o cameră, el într-o cameră și-a pus televizorul în ambele camere. Ca să nu se certe. El nu știu pe unde, ea nu știu pe unde. Ne mirăm că vine și găsește divorț. Vine și găsește divorțul pe masă. Nu te mirăm. Domnul a spus, nu este bine ca bărbatul să fie singur, ca omul să fie singur. Unde? La rugăciune? Unde? La cântare? Unde? La citirea cuvântului? Unde? În post? Unde? În părtășie dumnezeiască? Nu-i bine, trebuie să schimbi familia lângă tine. Frații mei, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Omul născut din Duhul lasă urme pe unde trece. Uitați-vă la un vânt când vine. Lasă urme. Ce urme lași în viața ta? Te-ai pocăit de un an, de trei, de cinci. Dacă te cheamă Iisus, Domnul de seara acasă, cu ce te duce înaintea lui? Mercedesul, rămâne aici. Șaranul, rămâne aici. Cu ce te duce înaintea lui Dumnezeu? Vila, rămâne aici. Cu ce? Contul în bancă, îl iau filisterii, să știi. Golește-l cât mai repede. Când vine vremea să dă lege, nu mai poți să-i scoți. Fă ceva și scapă de ei. Sânge comori în ceruri. Strânge comori în ceruri. Te duci înaintea lui Dumnezeu mâine. Cu ce te duci? Uite, Doamne, un suflet pe care l-am adus cu mine. Uite, Doamne, m-am rugat pentru asta. Uite, Doamne, am postit pentru asta. Uite, Doamne, am stăruit înaintea Ta. Ți-am adus un rod, Doamne. Mi-ai dat un talent, ți-am mai adus un talent. Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă te duci înaintea Lui și înainte să prezinți. Și de ani de zile tu nu mai cunoști nimic bucurie, s-ar putea să nu fii născut din nou. S-ar putea să nu te fi născut Duhul Sfânt prin cuvânt din nou. Dragii mei, trebuie să iubim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Haideți să vă zic și pe asta, ca să mă împrietenesc mai bine cu dumneavoastră. Mă duc într-o cetate, n-am să vă zic să și filmează, acum circul internetul ăsta mai bine. Internetul e pentru aia în perfuzii, nu e pentru noi care suntem sănătoși, da? Dar așa se întâmplă. Mă duc într-o cetate. Frate și soră, soț și soție, credincioși. Hai, zice, mâine să-ți arătăm orașul. Cum să nu, cu drag. Și însă a doua zi cu ei în oraș. Mă uit la sora, nu mi-a venit să cred. O pereche de pantaloni, acum nu vă mai zic cum era. Dar bluza asta care o avea deasupra, n-a mai ajuns. Au terminat ăștia materialul de la fabrică. N-a mai ajuns până jos. A rămas cam pe aici. Înțelegeți dumneavoastră ce avea gând, da? Mă uit, măi, nu-i normal. M-am gândit, Doamne, ce-o fi? M-or vedea unii de pe la Galați, o să zică, ce-i? Oh, Vasile Tofan s-a apucat de nu știu ce. Dar cum vine asta? M-a durut inima. Un pumnal mi-a înfipt în inima. Și am apelat la Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu. Nu-i tot da în cap, că nu primește. Dar apelează la Dumnezeu, să vezi Dumnezeu cum lucrează. Și minauți glasul și stic, stăpâne, fă ceva. Na, uite așa a fost. Când mă uit în față, veneau două musulmanci. Mă uit, mă prefac că nu știu. Dar ce spun înapoi aceste? Numai fața nu se vedea. Dar ea, imediat a sărit.
Păi zice, sunt musulman. Dar de unde știi că sunt musulman? Păi zice, așa se îmbracă musulman. Pe trotuarul ăla, două măicuțe, așa frumos îmbrăcate, trebuia să faci o plecăciune înaintea lor. Mă prefac în continuare. Dar ce să stă? Eu uite, domnule, dar nu-mi vine să cred. Uite cum mă sunt îmbrăcat. Ia. Hai, domnule, nu te mai preface, zice. Astea sunt măicuțe. Dar de unde știi că sunt măicuțe? Păi zice, așa se îmbracă măicuțele. Am întors pe ea și am spus, fii atent ce spun. Deci musulman ce le deosebești, nu trebuie să zică nimeni că e musulman, o deosebești. O deosebești prin portul ei. Nu trebuie să zică nimeni că e măicuță. Dar pocăitele de ce nu le mai deosebești? Mă uit la tine și nu știu ce să fac, să plâng sau să râd. A venit Duhul Sfânt peste ea și a început să plângă. Și de atunci s-a pocăit și și-a schimbat vestimentația. Frate și soră, trăim într-o lume dominată de sex. Trăim într-o lume în care diavolul face ravagii. De ce vrei să te folosească diavolul? Într-o zi vei da ochii cu Iisus. El a stat între cer și pământ. Atât putea să zic acolo, Doamne, dar de ce să mor pentru toți? Mor numai pentru o categorie. Frații mei, dacă ne este greu pe pământul acesta să facem sacrificii pentru el, n-avem ce să ajungem în cer. Aveam colegi în sala de sport, a zis, dar ce? Nu mă vede antrenor. Dă-i cu țigara. Nu mă vede antrenorul, decât băutura. Niciodată n-au pus o medalie pe gâtul lor. Niciodată. Dacă vrei să te mulțumești doar așa, să ai o religie pe pământul acesta, e treaba ta. Dar dacă vrei cu adevărat să trăiești pentru Dumnezeu, spune astăzi, Doamne, eu nu sunt născută, nu sunt născut din nou. Doamne, eu nu m-am întâlnit cu tine, m-am întâlnit cu o religie. Am venit la o religie. Religia nu te mântuiește. Doamne, am venit la o confesiune, mi-a plăcut și mie. Spune astăzi, Doamne, ori mă naști din nou, ori am viața, nu vreau să mai trăiesc. Frați și surori, vin vremuri grele și peste Austria. Vin vremuri incredibil de grele. Să nu crezi că dacă în perioada de har ai stat nepăsător față de o mântuire așa de mare, când va veni prigoana, tu vei zice, mor pentru Iisus. Nu te înșela. Nu vei muri. Că nu se moare așa. Pac, te-am pușcat și nu o să moare așa. Suferință scrie că n-a fost și nu va mai fi ceea ce va veni pentru pământul. Vreau să vă spun ceva. Dacă nu strigăm la Dumnezeu cu toată inima, ca să putem să avem parte din împărăția cerurilor, este prin har mântuire. Este adevărat. Dar frații mei, vedeți dumneavoastră că ne învață ceva harul acesta. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vreau ca oamenii să vadă că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă ajungem în fața lui Dumnezeu și întindem echipul lui Hristos, următorul pas este în al lor. Dacă ceea ce am spus în dimineața aceasta nu vine de la Dumnezeu și n-a venit de la Dumnezeu, eu vă spun, sincer, Dumnezeu va cere mie să păteară 100%. Dar dacă ceea ce am spus mi-a dat Dumnezeu, și dumneavoastră nu împliniți și nu vă veți spune la inimă de azi înainte să vă întoarceți cu toată inima la Dumnezeu, să vă uitați în oglinda care te arată bine cine ești, te arată bine cum stai, să știți, Dumnezeu vă va cere dumneavoastră să vă dea. Am venit aici cu toată inima, n-am venit să cer absolut nimic, am venit să vă prezint niște materiale la sfârșit, dar vă spun ceva, împăcați-vă la Dumnezeu. Atât de mult îmi doresc ca biserica să se întoarcă la cântările duhovnicești, cântări compuse de frați care au suferit în închisori pentru slava lui Dumnezeu. Și sunt multe. Sunt extraordinar de multe. Cântați cântările care atrag Duhul lui Dumnezeu peste adunare. Închinați-vă în așa fel încât să coboare Dumnezeu în mijlocul dumneavoastră. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Vântul suflet cu tot vrea, auzi vântul. Nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este copul născut din nou. Lasă urme pe unde trece. Când am ajuns în familia mea, nici tatăl meu, nici mama mea, nici fratele meu mai mare, nici fratele meu mijlociu, nici sora mea, nici cumnatul meu, nici frumoasa mea soție, nu cunoșteau pe Domnul. Luptă mare. Extraordinar de mare luptă. Dar m-am dus în cămăruță. Știți ce i-am spus? M-a învățat un frate. Prima dată mi s-a părut anormal. Dar i-am spus până la urmă, Doamne, îți mulțumesc mult că m-ai mântuit. Îți mulțumesc mult că m-ai făcut parte de harul acesta să fiu copilul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Nu mă interesează împărăția ta. Nici nu vreau să intru în ea. Dacă nu te îndoi și de mama mea, și de tatăl meu, și de fratele meu mai mare, și de fratele meu mijlociu, și de toți, i-am amintit pe toți. Meseul s-a lăsat rugat de multe ori. Și mama mea, și tatăl meu, și fratele meu mai mare, și fratele meu mijlociu, și sora mea, și cumnatul meu, și frumoasa mea soție, s-au împăcat cu Domnul. Frații mei, nu suntem purtători de Dumnezeu. Îl vede
Dumnezeu, îl văd, văd oamenii din jur pe Dumnezeu în tine. Nu scrie aici că ești pocăit. Aici nu scrie. Scrie aici. Să știi că scrie aici. Scrie în atitudinea ta, scrie în vorba ta, scrie în tot ceea ce trăiești în fiecare zi. Într-o zi vom da ochii cu Cel care va judeca. Este încă har și este încă vreme să ne întoarcem la El. Dar într-o zi vom da ochii cu El. Și ochii Lui ca para focului nu văd cum văd oamenii. Ochii Lui ca para focului vor vedea dincolo de ceea ce de mult trebuie afișat. Vreau să ajung în Împărăția Lui Dumnezeu. Vreau din toată inima ca să ajung în ce? Să mă întâlnesc cu Cel care a murit pe cruce pentru mine. Pentru aceasta, Pavel a spus, mă port astfel cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Mă rog că din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc mult că mi-ați îngăduit să vin și să vă mărturisesc nimic altceva decât Evanghelia Domnului Iisus. Dacă Dumnezeu ne va mai potrivi, poate data viitoare am să vin să vă prezint ce minuni face Dumnezeu în închisor. Să vă spun despre oameni care au tălhărit, au furat, au spart și de 12 ani, de 13 ani sunt ostașii lui Hristos. Am un vis în inima mea, vi-l împărtășesc și am încheiat. Mă duceam odată spre penitenciarul din Brăila. Și spre penitenciarul din Brăila sunt două drumuri, unul de 35 de km, unul de 15 km. Nu știu cum s-a făcut în ziua aia, am luat-o pe 35 de km. Nimeni nu ia pe acolo. Dar a fost planul lui Dumnezeu. Când din față vine mașina poliției, mă uit, trag pe dreapta. Cine o fi? Ce oficialități vizitează Galați? Trec pe lângă mine două autocare pline, un șir interminabil de mașini mici. Galeria de fotbal a echipei de Dinamo București. Incredibil. Uite așa mă făcea mașina. Strigau, țipau și făceau ca toate alea. M-am dus mai departe. Și deodată cineva a început să vorbească cu mine înăuntru meu și eu cred că a fost Duhul lui Dumnezeu. I-ai văzut? I-am văzut. Ai văzut cât de entuziasm? Am văzut, Doamne. Pentru ce? Să duc pe un stadion, stică ca nebunii. Gol, ce ai gol? Uite, nimic. Dacă într-o zi am să-ți dau oameni din închisori să mergi din oraș în oraș în România și să proclam și să strigi tare Iisus Hristos este Domnul. Amin. Iisus Hristos este Dumnezeu. Amin. Să mergem și la București, la domnii care, în loc să lupte pentru interesele țării, fură de dimineață până seara și să le zicem și lor, oameni buni, și noi am fost hoți, noi am furat. Și noi, dar într-o zi, am găsit această carte, Evanghelia lui Iisus Hristos, care vă poate elibera și pe voi. România are nevoie de Dumnezeu. Vrem să mergem să cântăm, să ne rugăm și să cântăm și să predicăm din toată inima Evanghelia Domnului Iisus. Vă va închide. Nu e nicio supărare. Am mai fost închiși. Vă vor bate, slăvit să fie Domnul. El ne va da putere să rezistăm. Românii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. De că astăzi românii prin fața caselor de rugăciune, că-s baptiste, că-s penticostale, că-s ce sunt. Ce e acolo? Alte religii. Cum adică alte religii? De ce nu coboară Dumnezeu în mijlocul nostru? Că noi judecăm pe ortodoxi, că se duc la cuvioasa Paraschiva. Și judecăm. A, uite, idolatria. Păi de ce noi chemăm la noi? Să coboare Dumnezeu în mijlocul nostru, să zică străinul când intră, să cadă cu fața la pământ și să zică taina să-i fie dată pe față și să zică cu adevărat Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Vreau să mă pocăiesc. Dumnezeu să aducă harul ăsta peste mesajul. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus. Copiii dumneavoastră să uită la viața dumneavoastră. Anul trecut ne-a dat și nouă Dumnezeu doi băieți. Anul trecut băiatul cel mare, 16 ani, a zis, tata, eu vreau să mă întorc la Domnul. Și anul trecut în luna aprilie s-a botezat. Și a zis, eu îmi pun viața mea la picioarele Domnului. A cerut o minune la Domnul când avea 13 ani. Și Dumnezeu a făcut minunea pentru el. Și a zis, eu vreau să urmesc pe Domnul. Știți unde să uită copiii? Să uită cât citești Biblia. Să uită cum cânți. Să uită cum trăiești înaintea lui Dumnezeu. Și în funcție de asta fugă în lume și zic, nu vreau religia lui tată. Nu mă interesează religia lui tată. Sau vin la Dumnezeu și spune, îl vreau și eu pe Dumnezeu în care a crezut tata, în care a crezut mama. A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, să fie slava și mărirea în vecii vecii. Amin.